E seară la Iași și Catedrala Mitropolitană îi așteaptă pe cei care o vor face să răsune, pentru câteva clipe, a colț de paradis. După o săptămână de studiu intens pentru participanții la masterclass de cânt bizantin, a venit momentul ca aceștia să dea viață notelor psaltice și înfățișare exterioară stării sufletești. În cea de-a doua parte a concertului, membrii grupului psaltic Byzantion și-au împletit vocile cu inimile celor prezenți, împreună pășind vremelnic în veșnicie. Sentimentul de după concert, că încă nu s-a terminat, mai urmează. Vă dați seama, pentru ei o oră și jumătate sau cât a fost concertul, mie mi se pare că a fost un minut sau o clipă. Deci vreau să-mi cus până altul o clipă din cer. Mă simt mai bine, mă simt mai curat, mă simt mai cu inima mai plină, spre exemplu, cu încredere mai mult în viață. Toate. Sunt cele mai frumoase clipe când auzi pe cineva cântând din tot sufletul lui. Nu-ți mai trebuie, poți să fii cât de obosit ai fi. Uiți de toate, cel mai mult cu mintea la Hristos.